asigură ziua și starea de bine. O emisiune sponsorizată de Grupa MAP. Bine ați venit la un nou podcast Asigură-ți ziua și starea de bine alături de psihoterapeut Andreea Goliță. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Andreea este psihoterapeut sistemic de cuplu și familie acreditat internațional în terapia centrată pe emoții și cofondator al Centrului de Psihologie Cuantică din București. Și întrebarea zilei de ce mint copiii și ce facem atunci când îi prindem uh, cu minciuna? <coughs> Am și un caz concret. Da, chiar o să fiu curioasă dacă vrei să-mi <laughs> da. spui, Marius. Uh, ideea era așa, că i-am spus fiului meu, <coughs> ieri s-a întâmplat asta, zic eu trebuie să plec de acasă, Maria, uh, uh, soția mea, nu era nici ea și știu că-ți vine să te uiți pe jocul ăsta eu nu am cum să spun acum interdicții dar trebuie să plec, dar am încredere în tine că nu o să te uiți, că am stabilit un program da, 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 da când mă întorc, de acasă, când mă întorc acasă zic băi, ai reușit? Că am stat vreo trei ore da, și zâmbea așa zic băi, chiar ai reușit? Da, 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 am reușit și am zis, fii atent, o parte din mine te crede, dar o parte din mine așa nu te crede și suntem încă în, în sunt în dilema asta, încă n a recunoscut sau nu știu dacă poate într-adevăr s-a abținut, ceea ce mie mi se pare incredibil. Și a zis, tata, eu nu te mint și zâmbea. <laughs> Da. Deci, uh, Dar uh, deja din uh, exemplul tău putem uh, să ne dăm seama că nu mai vorbim că e grav. Despre, <laughs> despre dacă a mințit uh, da. copilul tău sau n-a mințit, ci uh, cât de important este pentru tine, ca părinte, da. să fii sigur că ai această relație de sinceritate cu copilul tău da, și exact. că el poate să vină deschis către tine și să zică chiar și n-am reușit, uite, m-am jucat jocul Așa acesta. Aia. Da? Și acum ei uh, e. e <coughs> pot să ascundă, ca să nu zicem că mint și vreau să te felicit pentru felul în care ai, ai reacționat Marius când ai zis ha, cred că mă minți sau da. de obicei noi asta facem, de ce mai ai mințit sau nu te cred da. și atunci creează și mai multă presiune pe, pe copil și cu cât se simte mai presat, cu atât ei de fapt devin mai inventivi, adică minciuna da. uh, uh, capătă niște dimensiuni fabuloase, devin foarte inventivi în a ocoli ceva, de fapt uh -huh. ei de asta mint, da. la început copiii când sunt mici să zic, în 3-4 ani minciuna e de fapt o fantezie o, din imaginație mm. și chiar ne, ne încântă așa că zic uite, am fost uh, pe dragonul nu știu care da, și da, am da, văzut da, da. nu știu ce palate bine, dar, dar nu îi zici o minciună dar atunci, noi că nu o vedem gândești. atunci da, 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 nu, da nu. exact și de fapt este o, o imaginație ideea este că ulterior copiii încep... <laughs> da tot din imaginație uh, învață să, să asculte sau să mintă, mm. pentru că fiele este teamă de reacția. niște repercursiuni, da, de mm. reacția părintelui. Deci, vezi, am putea să spunem că copiii noștri ne ajută, ne protejează să nu ne supărăm. Să nu ne pierdem cumpătul. Da, dar în realitate se, se protejează cumva pe ei de o anumită consecință. De asta eu, ca și terapeut sistemic, privesc mm. minciuna ca aparținând familiei întregului sistem și nu neapărat doar a copilului. Deci mm. ea este întreținută. Acest comportament este cumva întreținut de reacțiile părinților și mai mult decât atât și de minciunile noastre ca adulți. Studiile arată asta că 80% din CV-uri sunt de fapt o înflorire a... Din CV-uri? Din CV-uri, da. Nu, n-am mințit deloc în CV. Tocmai mi am trimis Sau la Sau accentuăm anumite <coughs> lucruri cât să ieșim în evidență. Vezi, tot Aha. nevoia aia de a ști că suntem importanti importanți. Unii copii mint la școală, de exemplu. Tatăl meu are cea mai tare mașină și cea mai scumpă. Da? Sau noi stăm într-o casă cu piscină sau am fost în vacanța asta la un hotel de nu știu ce și nu știu cum. De ce? Pentru că și-au dat seama că e foarte bine să fii wow, e foarte bine. Doar așa ești văzut pe acolo și doar așa existi în comunitate și lucrul ăsta se învață de acasă. Noi trebuie să fim, dacă... Noi avem, ca și părinți, impresia că doar așa existăm în societate dacă suntem wow, acel wow între ghilimele, în funcție de cum îl înțelege fiecare familie, copilul, chiar dacă nu-i wow, va încerca să fie. Uneori, chiar și mințind. Uh -huh. Da? Uh, un alt tip de minciună care e foarte interesant și chiar uh, aș putea spune trist. Uh, unii copii nu știu să-și exprime o anumită emoție dureroasă. Dacă sunt foarte trist sau nu vin și spun, știți, sunt trist acum, că nu știu de ce sunt trist. Și atunci ei mint, dar emoțional spun adevărul. Da, vin și povestesc la școală, chiar am auzit un caz, s-a dus și a zis, știți, doamna învățătoare, mie mi-a murit peștișorul. Mm. Și doamna i-a spus mămicii că a murit peștișorul. Și mamica ce? dar noi nu avem pești. <laughs> Da, de fapt, fetița mm. se simțea cumva într-un fel în care nu știa cum să se apropie, nu știa da, da. cum să-și exprime asta și a spus-o printr-o printr -o minciună ca, o, ca un strigă de ajutor, am putea mm. să-i spunem. Da? Și asta este tot o formă de minciună. Deci, indiferent din ce direcție vine minciuna, la fel trebuie să vedem uh, care-i povestea, de fapt, de ce copilul uh, simte nevoia să. Că suntem noi prea uh, stricți, că suntem uh, prea severi și atunci trebuie să înțelegem care e limita asta între fermitate, reguli, pentru că firește că avem nevoie de ele uh, și să le comunicăm, poate, într-un fel anume, uh, care o nevoie de consolare, de reglare emoțională în momentul ăla și nu știe cum să se apropie, dar întotdeauna trebuie să ne luăm și noi responsabilitatea ca adulți asupra acelei minciuni. Da? Este un produs al întregului sistem și trebuie uh, luat ca atare la final mă gândeam la ce mi s-a întâmplat apropo de, de sistem și e interesant cum vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere adică nu aparțin, minciuna nu aparține strict unui individ din casă, ci este o minciună sistemică și am intrat odată fără ca ăștia doi să știe, adică prietena lui, mă rog, vecina lui Efrem și el și am văzut că în, în grădina acolo săpau ceva, știi și m-am apropiat să nu-i deranjez să văd ce fac, știi și de fapt săpau ce? Săpau și au scos din groapa pe care au creat-o, nu știu, când punj cu chipsuri, cu toate nebunile, toate nebunile Pământului. Și <coughs> mă gândeam, uh, acum când ai spus, zic, băi, eu i-am certat atunci, dar zic, oare câte bomboane am ascuns și eu? <laughs> Da. prin tot felul de colțuri și Poate eu și bun, Maria. introspecția ta, da, așa da. este și noi. Dar uneori îi chiar... Că mai e nevoie de dulce, îi e clar. Învăț, îi învățăm pe copii să mintă, știi? Le zice, da. nu-i spui lui bunica că nu ți-a plăcut cadou, că nu-i frumos. Nu? Îi învățăm da, un soi corect. de minciună <laughs> Care e tot o minciună care se În binele de celor de celuilalt tristețea bunicii. da, exact. <laughs> Am vorbit despre minciună, așadar, minciunile copiilor par să spună ceva și despre uh, familia în care trăim. Andreea Goliță, psihoterapeut, îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici și vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere! Emisiunea Asigură ziua și starea de bine este sponsorizată de Grupa Ma. Descoperă Asigurarea Mixtă de Viață pe grupama.ro.